trebuie să mai ascultăm oaspeții și că trebuie să fim cât mai punctuali. O să încep prin a vă mulțumi pentru participare la această lansare de carte, care are un caracter ceva mai deosebit. Este vorba de Cartea Revoltaților a băcăoanului Remus Cristiu Băisan, băcăoan care acum a fost adoptat de Constanțeni. O să spun câteva cuvinte despre dânsul, ca un mic preambul. Deci, încep prin a vă mulțumi pentru participare la această lansare, o lansare de carte cu un caracter ceva mai deosebit. Cartea nu narează nimic din urmă, se referă la sentimentul unui om care vrea neapărat să facă o schimbare. Și schimbarea asta o face nu numai pentru el, vrea să o facă pentru toată România. Am să spun câteva cuvinte despre domnul Remus Cristiu Băisan, cel care este autorul și autorul cărții și totodată fondatorul Partidului România Modernă și Defea. Dar noi deocamdată pornim de la această carte pe care dezvăluăm astăzi și care sper că pentru cei care încă n-au pus mâna pe ea, se constituie această întâlnire o bună prezentare. Deci am să vă spun câteva cuvinte de prezentare a dânsului. Am să folosesc materialul clientului, adică cam ce a spus dânsul despre dânsul. Că ce spun alții despre dânsul ar dura prea mult. Iar ce vrea să facă dânsul, zic că este mai important decât vorbele. Deci, Remus Cristiu Băisan este născut la Vâlcov, educat în România și Marea Britanie, realizat în plan personal și profesional. A fondat România Modernă și Demnă în anul 2017, când a decis că e momentul să-și pune energia și expertiza în slujba țării sale, construind și finanțând un proiect de ridicare a țării din genunchi. I s-au alăturat oameni admirabili, uniți în credință, cuget și simțire românească, cu conștiința că, în momentele de cumpănă ale României, o mână de patrioți pot trezi țara, pot schimba cursul istoriei, pot instaura demnitate și prosperitate. Remus Cristiu Băisan poate fi cel mai bine caracterizat de proprii sale cuvinte. Și este bine să ținem cont de aceste cuvinte, care o să-l urmărească toată viața de acum acolo, mai ales că dacă până acum n-a fost foarte bine cunoscut, ca să aibă oponenți de marcă, de aici acolo speră dânsul și dorim succes în această devers, va fi foarte bine cunoscut și supus tuturor atacurilor cu putință. Mai curate sau mai puțin curate. Deci, ce spune dânsul? Că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. Nu am fost și nu sunt membru sau agent de influență al unui serviciu de informații din țară sau din străinătate. Nu am fost și nu sunt mason sau membru al unei societăți secrete. Nu am fost și nu sunt membru al unui grup de interese economice, oculte sau de altă natură. Sunt un om care a decis să se întoarcă și să trăiască în România, iar când voi înceta să mai fiu implicat în proiectul România Modernă și Demnă, voi ști că țara mea a pornit pe un drum nou și voi avea sentimentul datoriei împlinite. Până atunci, voi continua să lupt. Și aici am să fac o mică digresiune, pentru că mi-am adus aminte de cuvintele părintelui Nicolae Steinhardt, care spunea foarte frumos că biruința nu este o obligație, dar lupta este. Despre Cartea Revoltaților, cartea pe care o lansăm astăzi, această carte manifest, publicată în august 2018, este o noutate absolută în peisajul politic românesc. De ce? Pentru că este analiza lucidă a României în care trăim, realizată cu curaj, de unirea unei formațiuni politice noi, cu adevărul spuse până la capăt, decât un om curat, care poate spune adevărurile până la capăt. Revoltaților este o carte manifest, care își dorește să schimbe lumea. Despre această carte și despre proiectul politic pe care l-are dânsul, o să aveți posibilitatea să ascultați-o scurtă prezentare din partea dumnealui, după care aveți libertatea să puneți întrebările pe care le considerați de cuvință, într-o limită a decenței pe care sper să o acceptăm cu toții, astfel încât, la sfârșitul acestei întâlniri, să putem să fim cu toții convinși că am înțeles ce dorește să facă dânsul și că sperăm idealurile, țările pe care și le-a propus dânsul, pot fi inculcate și de către fiecare dintre noi. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Băisan să se manifeste cât se poate de liber. Poftiți! Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru că într-o zi de duminică v-ați răpit în timp și ați făcut drumul până aici la Universitatea din Bacău. Aș putea să vorbesc liber, dar aș vrea să eficientizez timpul, așa că am să dau citire câtorva gânduri pe care le-am așternut pe hârtie în pregătirea întrevederii cu dumneavoastră, după care restul timpului aș vrea să-l folosim pentru a clarifica lucruri care nu sunt destul de clare la prima vedere. Materialul pe care l-ați văzut este un extras din Cartea Revoltaților, în lectura doctorului Stoinescu. Pentru dumneavoastră, astăzi am să încep cu prin a vă spune că trăim într-o țară binecuvântată. Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă felicit pentru că simt că sunteți pe drumul cel bun, drumul de la revoltă la implicare politică. Sunt mândru de faptul că aici, în Bacăul nostru, niște oameni admirabili, dumneavoastră, fac istorie sub semnul României moderne și demne. Ați avut curajul primii să ieșiți din anonimat și de a vă asuma lupta. Vă vor urma, nu mă îndoiesc, mulți alți membri ai României moderne și demne care până astăzi au preferat anonimatul. Lumea se află din nou la descruce. România este condusă, fără doar și poate, de cea mai slabă garnitură de lideri din istoria sa. E amenințată de războiul hibrid al Rusiei, pe de o parte, și pe cealaltă parte de pericolul cu consecințe incalculabile ale Uniunii Europene, care este la marginea disoluției, aflată într-un proces complex de redefinire și de limpezire, a cărei concluzii nu se întrezăresc astăzi. Trăim în confuzie și într-o atmosferă irespirabilă de ură întreținută sistematic. România este lipsită de un proiect de țară, în absența căruia nu avem niciun cuvânt de spus, nici despre noi, nici despre alții. În aceste vremuri de degringoladă morală a apărut ca o misiune de a ridica țara din genunchi, proiectul România modernă și demnă. Ne-am constituit într-un partid politic pentru că altfel nu putem răzbi. Suntem un crez viu întrupat într-un ideal. Dacă ar fi să definesc în două cuvinte acest proiect, România modernă și demnă, aceste două cuvinte sunt cruce și patrie. Am scris cartea Manifest Revoltați-vă, străduindu-mă să răspund la întrebarea de ce. Foarte curând va intra sub tipar continuarea cărții Revoltați-vă, care se numește Alungații. Dar nu o voi publica încă. Nu este momentul ei și nu vreau să o public într-un con de umbră. Cartea va răspunde întrebării cum. În societatea românească măcinată de lipsă de încredere, există o mare așteptare. România așteaptă un crez sub flamura căruia să se adune. Noi putem fi acel crez. Noi putem fi acea mână de patrioți care pot întoarce țara în făgașul credinței și al românismului. Despre noi vreau să vorbesc astăzi, în această zi sfântă de duminică, zi a învierii perpetue. Voi vorbi mai puțin despre mine. Vreau să pun în lumină munca dumneavoastră, modul vibrant în care transformați visul în realitate aici, la Bacău. Vremea teoriilor a trecut. E vremea asumării, a implicării, a faptelor. Dragii mei, când am luat decizia să nu participăm la alegerile pentru Parlamentul European, am avut un argument puternic. Nu dorim să începem marșul nostru spre o Românie modernă și demnă printr-o fraudă, măsluind semnături cum fac partidele mari și mici, cum fac candidații independenți, ca să poată strânge în 33 de zile 200.000 de semnături. Este un furt ordinar, la care însă politicienii, în complicitate, închid ochii. Un partid demn nu se poate face părtaș la această hoție. Nu ne angajăm într-o bătălie pe care ar trebui să o pornim printr-o fraudă și pe care astăzi nu o putem câștiga. Nu vom face prostia pe care o fac toate partidele emergente și independenții de a băga voturi în urne pentru a ajunge la redistribuire. Sau, mai exact, în buzunarele partidelor mari. Nu vom hrăni partidocrația, adică dictatura partidelor. Dar nici nu cred că trebuie să mergem la vot ca să legitimăm o putere ilegitimă. A spune astăzi că România e în genunchi, că alegi răul cel mai mic, înseamnă să nu-ți pese de viitorul acestei țări. Atenție! Întotdeauna în spatele răului cel mai mic pândește răul cel mare. Europarlamentarele din 2019 nu sunt pentru politrucii de la București decât alegeri de poziționare în vederea viitoarelor alegeri prezidențiale. Partidocrația nu dorește ca prin alegeri în mai să trimitem la Bruxelles o garnitură de politicieni pregătiți, demni, care să vorbească interesul național. Dovada clară este faptul că astăzi partidele mari nu au încă definitivate listele de candidați. Prima noastră acțiune politică, fermă și onestă, trebuie să fie boicotarea acestor alegeri. Cine crede că se duce la vot și în semn de protest și-l anulează, trebuie să știe că voturile anulate merg tot în redistribuire. Vă privesc cu admirație și respect pe cei din amfiteatru și pe cei care nu sunt aici, dar știu că ne susțin. Sociometria ne învață că nu poți schimba lumea, nici națiunea, înainte de a schimba comunitatea în care trăiești. O Românie modernă și demnă se construiește începând cu temelia, nu cu acoperișul. Acest lucru îl faceți voi aici, în mod exemplar la Bacău. Acum sunteți 50, 100. Curând veți fi 300. Veți fi 500. Atunci când veți fi 1000, cu siguranță veți câștiga viitoarele alegeri locale și veți schimba fața orașului și a județului. Sunteți pe drumul cel bun, de la revoltă la implicare politică și de la implicare la victorie. Forța noastră este o împletire de idealism, pentru că avem un crez, un ideal, idealul național, și pragmatism, pentru că avem soluții. Puterea noastră este adevărul. Suntem oameni integri, incoruptibili. Nu putem fi șantajați și asta e condiția să putem spune adevărul până la capăt. Închei prin a vă spune, nu am ambiții de lider. Am gândit România modernă și demnă ca pe o misiune. Ea este acum corabia unui crez. Nu mă pot împăuna eu cu funcții și onoruri, fiindcă nu cred că mi se cuvine. Am declarat de la momentul înființării, nu voi participa la nicio poziție numită sau aleasă în statul român. Voi rămâne un facilitator pentru ca acest proiect să schimbe cursul României. Adevărații lideri României moderne și demne trebuie să se ridice de aici, dintre dumneavoastră și din mijlocul fiecărei organizații locale. Nu trebuie să existe niciun alt criteriu de selecție decât cel al meritocrației. Lupta nu e ușoară. În față ne stă un zid ridicat de dictatura partidelor, de partidocrația în care trăim și care ne servește pe post de democrație. Puterea și opoziția s-au solidarizat în a-și perpetua puterea. Partidocrația și-a votat sume imense de bani din banii noștri, din banii contribuabililor cu care își vor adjudeca alegerile, împărțindu-și ca de fiecare dată țara. Vă dau câteva exemple revoltătoare cât costă așa zisa democrație. Dacă până în ianuarie 2016 toate partidele politice la un loc ridicau pentru a funcționa 7 milioane de lei pe an, trebuie să știți că în anul 2019 această sumă va depăși 100 de milioane de euro. Doar PSD-ul va ridica de banii contribuabililor 50 de milioane de euro anul ăsta și încă 50 de milioane de euro anul viitor. Presă nu mai există. A devenit sluga partidelor și în loc să ne furnizeze informații, ne îndroapă cu propagandă. În mâinile partidocrației, națiunea este o pradă. Și cu cât țara se va goli și va rămâne în final un teritoriu, ei vor putea să o domine după cum nu plac. Dar noi știm că niciun crez niciodată nu poate fi înnăbușit cu bani și propagandă murdară. Focul crezului nostru va mistui zidul ridicat astăzi de partidele care au jefuit și vândut România, care ne-au alungat copiii și frații în lumea largă. Ei au bani și propagandă, noi avem patria și crucea. Cine credeți dumneavoastră că va învinge? Ei sunt demonii care au și vor să manipuleze românii pe care îi cumpără cu nimic. Cu noi este Dumnezeu. Cine credeți că va învinge? Vă mulțumesc! Acestea au fost ideile principale ale cărții, crezul domnului Băisan. Așa cum e și normal la o carte care se vrea cu totul originală, era normal ca această prezentare să se oprească aici, mai important fiind felul cum vă raportați dumneavoastră, fiecare dintre cei prezenți, la aceste principii călăuzitoare pentru o Românie democrată și ternă și modernă. Meritați. Acestea fiind spuse, este momentul de acum să puneți întrebări care să aibă darul să vă lămurească dacă ceea ce ați înțeles dumneavoastră este în măsura a ceea ce vreți ca să se întâmple, dacă ceea ce vreți dumneavoastră se poate ca să găsească răspunsuri pe platforma pe care a prezentat-o domnul Băisan. Deci, o să încerc să fiu cât mai un moderator cât mai discret și vă rog să începeți să vă prezentați întrebările, dubiile cu privire la cele care au fost prezentate aici, fără niciun fel de reținere, pentru că dânsul este deschis și de asta și venit aici, ca să răspundă la întrebările pe care le aveți dumneavoastră, în ideea că ceea ce oferă dânsul este în măsură să aducă răspuns la întrebările potențiale ale dumneavoastră. Deci, vă rog. Gabriel, eu mă numesc, nu, cred că e, nu se aude? Da, și sunt profesor. Iar în misiunea mea de profesor, resursa umană pe care o avem este foarte importantă. Pentru că ne referim la tinerii noștri și ne referim la modul cum reușim să transmitem mai departe ceea ce am acumulat noi și cum vor pune ei în practică pe mai târziu cunoștințele de la, eu știu, liceu, la universitate și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această resursă umană și cum putem să potențăm, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Cu cât dăm mai multă valoare tinerilor, cu cât îi sprijinim mai mult în acțiunile viitoare și cu cât putem să fim mai buni la teleria cunoștințelor lor, cu atât România va fi probabil mai modernă și mai demnă. Cum vedeți dumneavoastră în acest sens ajutorul care poate fi oferit tinerilor într-o Românie din ce în ce mai depopulată? Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. O întrebare complicată. E o întrebare complicată pentru că România în care trăim astăzi este suferindă și datorită depopulării. Peste 5 milioane de români nu mai sunt astăzi pe teritoriul României. Marea majoritate a celor care nu mai sunt astăzi pe teritoriul României sunt tocmai acești tineri de care România are astăzi cea mai multă nevoie. În contextul actual, clasa politică pare să fie fără răspuns la acest trend de plecare al tinerilor din țară. În fiecare an, 200-300.000 de oameni părăsesc în continuare România. Marea lor majoritate sunt absolvenții de liceu și de universități. În momentul în care acești tineri părăsesc România, se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, noi pierdem o resursă importantă care ar putea să contribuie la redresarea României. Pierdem un bagaj de cunoștințe pe care acești tineri le-au acumulat și pe care vor pune la dispoziția altora și nu nouă celor care le-am facilitat procesul de educare. Pierdem parte din contribuția lor, dar mai pierdem ceva. Diluăm identitatea noastră națională. Acești tineri părăsesc România pentru că România pare să nu fie în măsură să le ofere suficient de mult ca să-i motiveze să rămână aici. În context european, un partid politic responsabil are obligația să meargă la Bruxelles să se asigure că cele trei principii pe care comunitatea europeană este fundamentată sunt astăzi funcționale. Atunci când am hotărât să intrăm și să creăm o comunitate europeană, au fost trei principii fundamentale în jurul căruia s-a construit. Libera circulație a bunurilor, libera circulație a capitalurilor și libera circulație a oamenilor. Toate trei încep cu liber. Și noi trebuie să ne asigurăm că liber este în continuare prezent în acțiune. Românii nu pleacă din țară astăzi că își doresc să plece. Pleacă astăzi din țară forțați de sărăcie. Dacă aș fi tânăr astăzi absolvent de facultate și aș avea de ales între un salariu de 300 de euro și un salariu de 3000 de euro, cu certitudine aș lua aceeași decizie. Discrepanța de salarizare pe comunitatea europeană este nepermis de mare. România a fost ținută în sărăcie. România este în continuare ținută în sărăcie. Cred că a sosit momentul să deschidem subiectul salarizării unice pe salariul minim pe comunitatea europeană. Astfel încât, atunci când iau decizia să plec de la mine din țară, să nu iau în calcul partea materială, ci ceilalți factori. Să mă duc să-mi fac o universitate în Marea Britanie sau în Franța, pentru că acolo este o specializare pe care o caut. Să mă duc să profesez sau să mă duc pentru că vreau să trăiesc într-un alt tip de climat. Dar eu nu trebuie să fiu fugărit de la mine din țară de sărăcie. România modernă și demnă consideră că prima obligație a actualei clase politice este să ridice această problemă a salarizării unice pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În Statele Unite ale Americii, model pe care Uniunea Europeană oarecum îl urmează. Diferența între state, între cel mai prost și cel mai bine plătit stat de pe Comunitatea Europeană nu este nici măcar de la simplu, de Statele Unite nu este nici măcar de la simplu la dublu. În Europa ecartul este de 12 ori. Acest ecart trebuie închis. Altfel, nu putem discuta despre libera circulație a oamenilor. Salariile trebuie aliniate în Europa, după care putem discuta despre altceva. Odată ce eliminăm componenta materială, va trebui să ne asigurăm că acestor tineri vom avea ce să le oferim în țară, ca și calitate a vieții, nu doar din punct de vedere material. O clasă politică responsabilă ar trebui să se uite foarte atent la cum trebuie să arate România peste 30 de ani. Pentru că dacă înțelegem cum va arăta România peste 30 de ani, vom putea spune acestor tineri să vină să ajute să parcurgem un drum. Astăzi nu le putem propune nimic, motiv pentru care pleacă. Cred că mă auziți de aici, da? Da. Îmi place cartea dumneavoastră, am parcurs-o în integralitate, mi-am permis să îndoi foile, mi-am permis să fac sublinieri. Vreau să apreciez lucrurile pozitive pe care le-am găsit, pentru că a reușit să ajungă la mine mesajul cărții. Mi-am dat seama că eram indignată, pentru că cartea dumneavoastră cuprinde nu numai un mesaj, nu numai un protest, cred că e o glăsuire a durerilor românilor. Este și o invitație, pe de altă parte, la remediu. Eu am văzut-o și sub această formă. Asta dacă vrem să ne mișcăm. E frumos începutul dumneavoastră și original pentru campanie, dacă aș putea să spun. Nu candidăm. Ca și campanie pentru partid vorbesc, pentru mișcarea politică. Vreau să subliniez faptul că originalitatea aceasta este un semn bun, pentru că asta înseamnă creativitate și asta înseamnă că vă doriți oameni la fel de creativi lângă dumneavoastră, lângă toată echipa de lucru. Ce vreau eu să subliniez este faptul că am observat la mine, da, ca și un simplu cetățean, că am remarcat sentimentul de indignare. Da? M-am recunoscut în foarte multe din fragmentele dumneavoastră. Pentru că nu e o poveste, cartea nu e o poveste cu început, cuprins și sfârșit. Este o esență mai multor povești legate de economie, legate de tine și așa mai departe. Foarte frumos. Aceste lucruri le-ați legat extraordinar de armonios în această carte. Nu mi-am propus să vă perii. Dar să știți că nici să vă menajez. Și acum urmează partea a doua. Adică lipsa de menajamente. Ați pus accent foarte mult pe oameni. Și acum noi pasul următor, după ce ne-am trezit, ar fi să ne deșteptăm. Așa este mesajul. Ca să ne deșteptăm înseamnă să ne urnim, să facem ceva concret. Nu doar să schimb canalul de televizor, da? Pentru că sunt revoltată de o anumită emisiune, o anumită poziție, manifest această revoltă și schimb canalul de... Nu ajută lucrul acesta, da? Ca să venim alături de dumneavoastră, alături de echipă, alături de program, alături de proiect, asta înseamnă că trebuie să înțelegem, să ne oferiți acele argumente, dar foarte simple, clare și concrete, pe care să fim capabili să le asimilăm la rândul nostru după ce facem o evaluare a acestor argumente, să fim capabili să le transmitem altora mai departe ca să vină alături de noi. Ați pus accent foarte mult pe oameni și lucrul acesta mi-a plăcut, pe oamenii cinstiți. Asta mi-a dat apă la mare. Cum selectăm acești oameni cinstiți? Pentru că, într-adevăr, ei sunt baza. Noi vom fi baza. Mă integrez și eu ca fiind, considerându-mă un om cinstit. Cum îi selectăm? Ca să construim, să avem baza. Asta este principal. Să înțelegem argumentele, să avem cu cine porni. Noi, față de cine ne adresăm? Sunt oamenii cinstiți pe care vrem să-i lacolăm să vină în preajma noastră. Cum să facem acest lucru ca să nu greșim? Pentru că odată veniți alături de noi, îi avem în bucătăria noastră, deci avem în patrimoniul nostru, gestionăm lucrurile ca atare. Știm că sunt binevoitori, dar pot să se facă și greșeli. Dar ați pus accent pe cinste și pe adevăr. Iar noi trebuie să știm către cine ne orientăm pe viitor, iar acestor oameni, da, trebuie să le oferim acele argumente serioase, clare, ca să înțeleagă mecanismul diferit pe care îl oferă această platformă. Doi, aș vrea să vă mai întreb altceva. Ce oferă această platformă diferit de a celorlalte partide? Concret. Poate nu este timpul suficient, poate efectiv este prea amplu subiectul, dar dacă puteți, cât de cât, pentru că putem prelua, eu mi-am adus carnețelul, 2-3 idei măcar să le am cu mine, să am certitudinea că nu le preiau distorsionat, pentru că eu la rândul meu le voi transmite altor persoane și cu cât se interpun mai multe persoane între mesajul dumneavoastră și cel care îl aude, da, cu atât se distorsionează și se pierde esența. Și atunci mi-aș dori ca acest mesaj să fie cât mai clar posibil vis-a-vis de aspectul indicat. Și apoi să fac legătura cu subiectul colegului domnului care l-a ridicat puțin mai devreme și mai aplicat, dacă se poate astăzi, că eu nu mai am răbdare, da? Toți suntem tensionați și am zis, am avut parte de atâtea povești, cum vedeți, dar concret, relansarea economică. Dacă avem o relansare economică, iată că avem fonduri, iată că avem locuri de muncă, iată că nu ne mai pleacă tinerii, iată că suntem capabili să ne rezolvăm problemele legate de sănătate, de pensie și așa mai departe. Nu are rost, nu fac eu pe deșteaptă acum. Doar atât îmi doresc la noastră. Vă ofer posibilitatea să mă convingeți, să-mi dați argumentele necesare, ca eu să plec mai departe și să pot convinge și pe alții. Mingea la dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă. Trebuie să recunosc că mi-a spus memoria la încercare, am și eu o vârstă și deja stăteam și mă gândeam că dacă mai puneți o întrebare s-ar putea să nu țin minte pe prima, dar cred că am pe toate trei sub control. Trei teme ați expus, voi începe cu prima. Dacă societatea suferă astăzi de ceva, suferă de lipsă de încredere. Trăim într-un context în care nu știm în cine să mai avem încredere, în ce să mai avem încredere. Le-am auzit pe toate, le-am văzut pe toate, am girat cu încredere foarte multe de-a lungul timpului și de fiecare dată am rămas dezamăgiți. Cel mai greu astăzi va fi să transmitem un mesaj de încredere. Un mesaj de încredere care să spună că în această țară mai există oameni onești, că în această țară mai există oameni cu frică de Dumnezeu, care își iubesc țara și semenii. Un mesaj credibil. Din păcate, astăzi, mesajul de identitate, al identității naționale și al credinței în Dumnezeu este arestat de către niște impostori. În dimineața asta aflam, cu indignare, trebuie să vă spun, cum un fugar din România va fi primul pe liste la europarlamentare, reprezentând o alianță PRM-PRU. Dacă românii vor fi puși în fața faptului împlinit și vor fi din nou reprezentați de infractori la cele mai înalte niveluri, cu siguranță că nu mai au încredere. Și atunci, cel mai greu Dar sănătos lucru pe care va trebui să-l facem este noi, cei care ne implicăm, să transmitem oamenilor un mesaj de încredere și corectitudine. Cui vom transmite acest mesaj? Oamenilor pe care îi cunoaștem, oamenilor cu care relaționăm, oameni pe care i-am verificat în timp. Le știm sistemul de valori, le știm trecutul și putem acestor oameni pe care îi considerăm integri să le cerem să vină să ne sprijine. Din aproape în aproape. Aici nu trebuie să adunăm oameni pe un fond emoțional. Pentru asta am construit o platformă, iar pentru cei interesați o pot arăta la final, o platformă care să ne permită să aducem alături de noi acei oameni cinstiți pe care îi cunoaștem. Fără să le cerem prea mult acelor oameni. Dacă acei oameni sunt temători, dacă acei oameni sunt nesiguri, să poată să sprijine această construcție din anonimat. Atunci când își vor căpăta încrederea, să poată să iasă, să se identifice. Dar să nu rămână neimplicați. Cu cât mai mulți oameni onești se vor implica, cu atât mai multă încredere vom reuși să transferăm. Eu cred că viitorul trebuie să aparțină acestor oameni. Eu cred că sunt suficient de mulți oameni onești în această țară încât să pună România pe un alt parcurs. Când românii vor vedea că oamenii integri s-au adunat la un loc și pot să lucreze împreună, pot să se accepte unii pe alții cu bune și cu rele și cu diferite viziuni, pentru că noi nu ne vom suprapune niciodată 100%. Importantă este integritatea să fie menținută. Da? Viziunile vor fi într-o continuă dezbatere și se vor ajusta pe măsură ce oamenii se vor aduna. Dar integritatea acestei construcții trebuie să fie esența, cinstea, corectitudinea, oamenii incoruptibili. Cancerul ăsta din societate trebuie să dispară. Aici, la Bacău, la un moment dat, de curând, a fost un grup de lucru și fiecare a considerat că vrea să fie caracterizat printr-un cuvânt cheie. Și am fost întrebat pe WhatsApp care este acel cuvânt care mă caracterizează pe mine. Dacă ar fi din tot ceea ce am de oferit, care ar fi cuvântul? Și am spus, dacă un lucru știu cu siguranță, este că sunt incoruptibil. De greșit, probabil că voi greși. În timp. Dar atunci când o voi face din prostie, din neștiință, nu dintr-un interes, nu dintr-o agendă secundară bine ascunsă. Când România va fi condusă de oameni incoruptibili, să știți că României va fi bine. Dumneavoastră veți selecta pe cel care se va alătura. Dânsa, domnul, dânsa. Noi știm cel mai bine, din aproape în aproape. Și le vom cere și lor, la rândul lor, să identifice 1, 2 oameni care să poată să participe la această construcție. Asta este cu privire la cum îi selectăm. Și totuși, doamna a spus un lucru. Oamenii se schimbă. Atunci când îl aduci într-o construcție, te poți câteodată și înșela. Se poate ca să fie de bună credință, dar să aibă o valență pe care nu i-ai văzut-o, pe care nu i-ai cunoscut-o atunci când ajunge într-o zonă de putere. Puterea corupe. Ce vom face atunci? Cum vom veghea ca această construcție să rămână nealterată? Sunt două moduri. Simple, statutare. Suntem singurul partid politic din România care are un statut diferit de restul partidelor politice. Statutul Partidului României Moderne și Demne l-am făcut împreună cu un coleg arhitect. Eu sunt economist, fără să folosim niciun jurist. Foarte bine am făcut. Și vreau să vă spun că am vegheat, atunci când l-am construit, asupra unor teme fundamentale. Meritocrație și performanță. Cei care vor să facă politică trebuie să știe că au o carieră strict ascendentă. În sus sau out. În sus sau out. Nimeni nu blochează scaune. Ai fost un bun consilier? Foarte bine. Următorul tău post, dacă ai fost suficient de bun, este primar. Consilier nu vei mai fi niciodată. În sus sau out. Pentru că altfel nu facem decât să blocăm cu incompetență. În momentul în care se instalează rutina, dispare performanța. În sus sau out. Ai fost un bun deputat? Bravo! Cere sprijin pentru un mandat de senator. Astăzi, în România, între senator și deputat nu este nicio diferență. Decât una mică la bani. Clasa politică nu are nicio preferință. Ce vrei să fii? Deputat sau senator? Aceeași treabă. Și atunci, în interiorul statutului avem două prevederi. Sunt mecanisme de vot intern prin care organizațiile pot să elimine corupții, dar sunt situații în care se formează găști în interiorul partidelor politice. Trebuie să fim pragmatici, trebuie să fim aplicați, trebuie să fim conștienți de cum funcționează lucrurile. Se vor forma găști de interese. Iar aceste găști de interese pot să vicieze rezultatul votului. Aceste găști de interese pot să-ți împingă exponenți care nu mai sunt curați. Nu la voia întâmplării, vă spuneam că nu voi candida niciodată la o funcție numită sau aleasă. Nu o fac pentru că nu vreau să intru într-un conflict de interese. Voi rămâne atâta timp cât sunt implicat în acest proiect, ultima semnătură pe orice candidatură. Dacă undeva s-a forțat democrația internă în partid și un corupt accede, a trecut de organizația locală, nu va trece de mine. Prin statut, respectând legea. De asta nu candidez. Pentru că am promis că voi veghea la o construcție așa cum nu s-a mai făcut. A cărei atribut este cinstea. Și cu asta v-am răspuns la întrebarea cum îi eliminăm. Dacă nu reușește organizația locală, există un alt for statutar de care cu siguranță nu va trece. Cu privire la tineri. Sau asta era a treia întrebare. Lasă-mi că memoria mă lasă. Cu privire la tineri. Dacă am reținut bine întrebarea dumneavoastră, ce putem să facem noi punctual pentru ei? Asta era întrebarea. Pentru economie. Da, o dezvoltare economică care se permite tinerilor. Exact, să rămân aici ca să legăm de subiect, dar anterior mai era și cea legată de ce aduce nou. Cu ce relansăm noi economia? Să începem de aici. În primul și în primul rând, astăzi România nu are o economie funcțională. 92% din PIB-ul României este aportul a 4% din firme. 92% din PIB este realizat de 4% din firme. Asta înseamnă o economie care seamănă încă zdrobitor de mult cu economia socialistă. O economie care nu respectă regulile concurențiale. O economie de tip monopolist. M-am uitat la țările dezvoltate, către care aspirăm, cu economii funcționale. Și am realizat că între 50 și 60% din PIB este realizat de întreprinderile mici și mijlocii. 50% din firmele din piață. 50-60% din PIB, realizat de 50% din firme. Asta înseamnă concurență. Am luat mai departe și m-am uitat la numărul de firme care funcționează pe teritoriul României. Și le-am raportat la populație și le-am raportat la numărul de firme care funcționează pe teritoriul Germaniei, Finlandei, Marii Britanii, Franței, Italiei. Și am realizat faptul că astăzi în România lipsesc 1.500.000 de firme. Avem un deficit uriaș de antreprenoriat pe teritoriul României. Pentru ca economia României să devină funcțională, noi va trebui în perioada următoare să beneficiem de aportul a încă 1,5 milioane de firme mici și mijlocii. Unde sunt antreprenorii? Cu siguranță nu pe teritoriul României. Românii cu spirit antreprenorial au plecat din țară. Cei 5 milioane de români care sunt plecați astăzi din România sunt tocmai acești antreprenori. Oameni care, prin definiția antreprenoriatului, au tăria, au curajul de a-și lua viața și destinul în propriile mâini. Asta este esența antreprenoriatului. Da? Dacă noi vrem să ne fie bine, cu siguranță acești români trebuie să revină acasă. Ei nu vor reveni doar pe promisiuni de salarii mari. Vor reveni atunci când vor avea încredere. Cineva prezent aici în sală îmi spunea ieri, trebuie să aibă încredere că vor fi și respectați când se vor întoarce acasă. Că nu vor fi înjosiți. Nu vor fi marginalizați. S-au învățat să fie respectați acolo unde sunt, în relația cu autoritățile. S-au învățat să respecte legile, dar să primească la rândul lor respect. Noi va trebui să creăm acel mediu pentru ca ei să revină. România Modernă și Demnă consideră că orice firmă care produce o cifră de afaceri de până în 200.000 de euro pe an nu trebuie fiscalizată sub nici o formă. Acea firmă produce 2-3 locuri de muncă, da? Din care trăiesc cei care lucrează în ea. Este foarte bine. Mă decuplează pe mine de stat de o povară, de o responsabilitate și ei își gestionează de unii singuri destinele la ei acasă. De ce să-i fiscalizez? Dacă românii plecați acolo vor ști că atunci când se vor întoarce acasă vor putea să-și facă o mică afacere a lor. Așa cum au învățat ei acolo. Unei sunt de toate felurile, Doamne. Dacă vor putea să-și facă o afacere și în afacerea aia va putea să lucreze el cu soția și copilul și vor ști că vor avea un venit de 200.000, o cifră de afaceri de 200.000 de euro, care are fiscalitate zero, va ști că dacă din cifra aia de afaceri rămân 80.000 de euro, aia sunt banii lui. Eu, stat, nu am contribuit cu nimic. Astăzi, eu nu beneficiez de nimic. Din contra, beneficiez de o economie lipsită de concurență. aceste 1,5 milioane de firme vor putea, într-adevăr, să relanseze economia. Mai departe, un proiect de țară. Proiectele de țară nu trebuie să făcute așa cum ni se servesc astăzi de la Cotroceni, pe genunchi, prin laboratoare. Da? Nu putem să spunem că nu știm, că așa ni se spunea de la Cotroceni de ună zi, că nu știm care sunt meseriile viitorului în România. Ba da, știm care sunt meseriile viitorului în România. Știm cu siguranță că în România va trebui să avem cei mai buni agricultori, pentru că avem teren. În România va trebui să avem cei mai buni energeticieni, pentru că suntem cei mai buni producători, unii dintre cei mai mari producători de energie. Producem toate felurile de energie. Producem eoliană, producem hidro, producem toate felurile de energie. Va trebui să avem energeticieni buni, va trebui să avem agricultori buni. Da, va trebui să avem și IT-ști buni, va trebui să avem și medici buni. Dar nu poți să-mi spui într-un proiect de țară că tu nu știi care sunt meseriile de mâine. Meseriile de mâine țin de resursele noastre naturale pe care le vom exploata și mâine. Altfel, despre ce vorbim? Ce aduce în nou platforma? Față de alte platforme? Oferte. În primul rând, România modernă și demnă își propune un lucru pe care niciun partid politic nu îndrăznește nici măcar să-l pronunțe astăzi. Să schimbe paradigma dintre a numi și a valida. Astăzi, partidele politice numesc membrii de partid pe funcții. Vreo 60.000 direct și încă vreo 100 și ceva de mii indirect. Aceste numiri pe funcții de oameni politici au dus la dezastru. Vedem că avem astăzi probabil cel mai dezastruos, dacă se poate spune așa, prim-ministru pe care vreo țară îl are pe această lume. Nu cred că există un prim-ministru mai depășit de situație decât prim-ministrul României astăzi. Din toate punctele de vedere. Da. Ministrii ai învățământului semi-analfabeți. Ministrii ai finanțelor poți. Ministrii ai sănătății incompetenți. Tot astăzi este strigător la cer. Pentru că ei reflectă resursa umană de care partidele politice care ne conduc dispune. Un partid politic responsabil trebuie să înceteze povestea asta cu numirile în funcție și trebuie să treacă la validări în funcție. Dacă eu în interiorul partidului politic nu am cel mai bun specialist în agricultură, trebuie să admit lucrul ăsta. Și să am curajul, da? După ce am admis, să mă duc în piața liberă și să caut cel mai bun profesionist. Cel mai bun om care ar putea să ocupe portofoliul de ministru al agriculturii. Voi cere asta unei agenții de recrutare, să-mi prezinte 4 candidați, iar eu, forță politică, voi sta de vorbă cu fiecare în parte și voi valida pe post pe cel mai bun care se apropie de cerințele mele. Care sunt cerințele mele? În afară de a fi un bun profesionist, să fii cinstit și să-ți iubești patria. Noi trebuie să ieșim din această logică a numirilor pe funcții. Noi trebuie să intrăm în logica validării pe post. Dacă tu nu ești bun, eu îți retrag sprijin. Politic. Ăsta este un element de noutate, care cred că trebuie de urgență implementat. România modernă și demnă nu consideră că este atributul unui partid politic să prezinte o strategie de dezvoltare națională. Ar fi o capcană, o greșeală în care am putea să cădem. În a-ți asuma dezvoltarea unei strategii naționale în interiorul unei formațiuni politice unde nu ai suficient de mulți oameni competenți, înseamnă să livrezi ceva îndoielnic. Cred că strategia de dezvoltare națională a României trebuie să fie apanajul consultării dintre societatea civilă, mediul de afaceri, profesioniștii în domeniu și partidele politice. De acolo trebuie dezvoltată o strategie care trebuie dusă în Parlament, validată de Parlament și executată întocmai de Guvern. Dar întocmai, fără povești cu ordonanțe de urgență. România este condusă prin ordonanțe de urgență. Noi suntem într-o urgență de 30 de ani. În fiecare zi avem câte o urgență. În unii ani avem 60 de urgențe, în alții 300 de urgențe. Știți? Dar în fiecare zi aproape avem câte o urgență. Nu. Executivul se numește executiv pentru că el execută. Întocmai. La mine în firmă există fișa postului. Eu știu ce trebuie să faci când e la serviciu. Nu se schimbă de la o zi la alta poveste. În fundamentul ăsta trebuie să umblăm. Ca și abordare. Da, noi putem propune, în schimb, o foaie de parcurs. Și am propus. În această carte veți găsi o foaie de parcurs. Sunt 25 de puncte care sunt puse într-o succesiune de evenimente care ar trebui să se întâmple ca României să-i fie bine. Nu citiți cele 25 de puncte în izolare. Ele nu sunt puncte de sine stătătoare. În spatele fiecărui punct există o analiză care putea fi o carte în sine. Dar sunt 25 de puncte care reprezintă o foaie de parcurs și o ordine în care ele ar trebui să se întâmple. Și poate că cel mai important punct, și nu este la voia întâmplării primul, este acea modificare a prevederii constituționale de caracter licit al averii, pe care Constituția din 90 și cea revizuită din 2004 le prezumă. Acela este îndemnul continuu la hoție. Constituția României astăzi îndeamnă românii la furt. Pentru că știu că dacă reușesc să fure, bunul furat rămâne al lor. Nimeni nu-l va putea confisca niciodată. Această prevedere constituțională trebuie să dispară. O avem doar noi și Republica Moldova. Nu mai există nicio țară în Europa care să aibă această prevedere. Această prevedere constituțională îndeamnă românii la nemuncă. Această prevedere constituțională a făcut ca astăzi, în Europa, atributul nostru cu care suntem identificați să fie acela de țigani. De ce? Pentru că infractorii din România s-au dus și au făcut toate nefăcutele în Europa. Au intrat peste oameni în case. Au furat din bănci, au furat din magazine, au traficat droguri, au făcut proxenetism. Au furat mașini, au făcut dezastru. De ce au făcut atât de multe rele? Pentru că știau că bunurile care rezultă din acele activități criminale odată aduse în România, nu pot fi confiscate. În România, astăzi, nu se poate face o corelare între patrimoniu și venit. Este neconstituțional să faci acest lucru. De asta se duce Vâlcov în instanță cu lingourile și spune că sunt al lui tata. Și procurorul nu poate să-l întrebe pe tatălui Vâlcov de unde are lingourile. Pentru că este neconstituțional. Și judecătorul nici măcar întrebarea nu admite. În România asta trăim. Un politician astăzi poate să fure zi de zi câte 100.000 de euro pe zi și dacă îl prind după 30 de zile, maximul pe care îi pot confisca este 100.000 în a 30-a zi. Celelalte 3 milioane rămân ale lui. Trebuie să încetăm cu așa ceva. Trebuie să redevenim într-o normalitate unde oamenii care muncesc și câștigă sunt respectați, unde cei care nu pot munci pe motive reale să fie ajutați, iar cei care nu vor să muncească să fie forțați. Asta e o Românie corectă. Performanță, compasiune, fermitate. Sunt multe lucruri, dar această foaie de parcurs am auzit foarte multe lume citind punctele în izolare. Eu nu pot să fiu de acord cu punctul 7. Nu știu care e. Nu. Punctul 7 este doar parte dintr-un drum. Nu este de sine stătător. Nu este o măsură independentă. Când veți citi, încercați să parcurgeți cu mintea acest drum în care cei fără de lege sunt acolo unde sunt cei fără de lege și cei care contribuie au respectul societății. Nu-i bine. Vă rog. Există o întrebare. Vă rog. Mă scuzați că dumneavoastră ați trimis subiectul și încerc scuze față de domnul care vreau să adresez alte întrebări, dar se leagă. Cele 25 de soluții, mi-a plăcut că a spus dumneavoastră că sunt supuse dezbaterilor ceva rese, dar societății civile. Suverană e societatea civilă. Dacă societatea civilă, exact cum a spus dumneavoastră acum, are o rezervă față de punctul 7. Cum abordați dumneavoastră această nouă poziție de opoziție a societății civile față de un obiectiv pe care se regăsește acolo. Adică este împotriva a ceea ce ați avut dumneavoastră pe foaie de parcurs. Nu vreau să oprească stația propusă de dumneavoastră, poftim, să luăm altfel plastic vorbit. Cum abordați aceste situații de contradicție, între viziunea dumneavoastră și viziunea societății? Poate nu are aceeași viziune ca dumneavoastră. Ce putem face, ce se poate face în situația asta? Cum abordați Aici lucrurile sunt complexe. Depinde și de momentul în timp, pentru că ceea ce propunem astăzi este valabil astăzi. Punctul 7, peste 5 ani, când ajunge la implementare, s-ar putea să necesite o nuanțare. Okay. Asta înseamnă dialog. Absolut. Nu-i bătut în cuie. Nu-i bătut în cuie, dar trebuie să propunem un drum. Ok, ok. Da. Asta este. Și mai era o chestiune pe care am văzut-o pe internet, vis-a-vis de un, cred că era interviul noastră, legat de structura organizatorică. Ar putea să ne spuneți ceva. Sau... Structură organizatorică. Da. Cum va funcționa, cum o aveți în vedere? În primul rând, am hotărât să nu formalizăm structuri la niciun nivel în lipsa unui rezultat. A formaliza structuri înainte de a avea un rezultat ar însemna să punem carul înaintea boilor. Ar însemna să ne așezăm într-o logică păguboasă a actualelor partide politice. a deschide filiale, a pune președinți de organizații, vicepreședinți, a începe să înregimentăm oamenii ca membri formali și toată povestea asta, ar însemna să omorâm proiectul din fașă. Pentru că odată ce ai creat această structură în teritoriu, ai închis dezvoltarea sau accesibilitatea maselor largi la ea. Noi considerăm că în acest moment de construcție important este să creăm acea masă critică care poate să declanșeze schimbarea. Din interiorul acelei mase critice se vor ridica viitorii lideri care vor fi trimiși în prima bătălie politică, electorală, cum o numiți dumneavoastră. Și li se vor cere rezultate. Dacă ei vor marca un rezultat, de îndată ei vor trebui să se organizeze astfel încât să livreze responsabil la nivelul așteptărilor. Mai exact, cu subiect și predicat. Peste un an de zile veți intra în alegeri la Bacău. Pentru a putea declanșa schimbarea, va trebui să fiți suficient de mulți adunați în jurul unui crez, în jurul unui ideal. Vă spuneam în câteva cuvinte că atunci când veți fi 1000, dumneavoastră veți da aici la Bacău nu doar primarul, nu doar Consiliul Municipal, ci veți avea o șansă reală să preluați și Consiliul Județean. Practic veți putea să așezați județul și municipiul pe un alt păgaș, cu oameni integri, oameni responsabili. Dar pentru asta va trebui în timp util să fiți 1000. Astăzi sunteți 50. Peste o lună puteți fi 100, peste 3 luni puteți fi 300. Dacă fiecare dintre dumneavoastră veți rămâne consecvenți idealului și dacă fiecare om care este adus alături de dumneavoastră la rândul lui va transmite acel mesaj de încredere, veți crește. Și veți fi suficient de mulți. În momentul în care veți fi suficient de mulți și veți avea certitudinea că veți declanșa schimbarea, veți avea nevoie de lideri care să fie dintre dumneavoastră. Nu lideri artificiali, nu lideri făcuți prin laboratoare, nu lideri impuși de unul sau de altul, ci lideri care rezultă din votul dumneavoastră intern. V-am pregătit o platformă pentru asta, pe care vă invit să o folosiți. Acolo puteți să votați în anonimat, fără să vă supărați unii pe alții. Cine vrea și poate și are suficiente argumente să vrea să candideze la primăria Bacăului, ridică mâna și spune, eu vreau. Dacă mai este cineva, vreau și eu. Cei 1000, cei 800, cei 700 vor vota. Care este liderul lor? Rezultat, în spatele acelui vot vor intra. Dacă veți obține și rezultatul, din momentul ăla vă formalizați. În structuri formale, funcționale. Dar nu mai devreme. Pentru că altfel, astăzi, a pune lideri dintre dumneavoastră pe plan local, ar însemna să blocăm construcția. Ar însemna să nu dăm șansă altor oameni de calitate să se alăture. La ce să mă mai duc acolo? Să mă conducă X sau Y? Orașul e mic. Oamenii se știu. Da. Nu mă interesează. Nu. Noi suntem astăzi împreună pentru un ideal. Pentru a declanșa schimbarea și a răspunde unui nivel de așteptări. Pentru asta muncim astăzi. Ok, deci vom avea un lider la nivel județean, atâtea județe câte vor fi, atâția, câte județe sunt, atâția lideri vor fi și restul mai sus, ca și structură, cum o vedeți, pentru că noi intrăm și vrem să vedem cum va fi proiecția în timp, ce se va întâmpla în viitor. Dacă vă referiți la cum se va organiza partidul la nivel național în jos, este cea mai slim structură organizatorică pe care vreun partid politic o are astăzi. Și anume, la nivel național, 5 oameni își vor asuma această construcție. 5. Care își vor dedica 100% din timp și energie în această construcție. Sunt 5 oameni care nu mai au servici, nu mai au carieră, nu mai fac absolut nimic decât construiesc România modernă și demnă. Ei sunt motorul de zi cu zi. În sprijinul acestor 5 oameni va veni o echipă de 10. Cei 10 oameni vor fi exponenții celor 10 regiuni. 8 regiuni de pe teritoriul României, București și diaspora. Da? Deci vor fi la nivel național și diaspora 10 regiuni în total. Liderul regional este după modelul rotativ pe care îl avem la ora actuală președinției Uniunii Europene. Da? Și anume, într-o regiune de 6, liderul județean al regiunii preia pentru 6 luni de zile postul de lider regional. 6 luni de zile după care se rotește. Este în statut. Da? Și atunci această echipă de 5 va lucra cu o echipă de 10, dar o echipă de 10 care este în continuă schimbare. De ce? Pentru a da o vizibilitate corectă problemelor fiecărui județ. Și pentru a da posibilitatea județelor care se învecinează să își înțeleagă foarte bine problemele unii altora. După care există organizațiile județene, pentru că suntem forțați de legea partidelor politice să respectăm principiul administrativ teritorial al organizării. Dar partea decizională, executivul României moderne și demne, va sta în 15 oameni. Vedeți dumneavoastră astăzi partidele politice, când vedeți checks-uri, bex-uri, ce fac ei pe acolo pe la București, discută toți despre 70-80 de oameni, din care 2-5 contează. Restul sunt la număr. Dacă, orice exemplu vă dau. Da? Dacă băgăm în sală PSD-ul, contează președintele de organizație, contează Oprișan, contează Orguța și mai contează 2. Pentru că și-au făcut găștile interioare de partid. Restul sunt vot la număr. Da? E, noi nu vrem să ajungem în logica găștilor. Și atunci, acei 15 oameni sunt o structură suficient de mare cât să poată să dezbată și să poată să decide. 5 plus 10 plus 40. Prin statut. Și prin rotație. Ei sunt rezultatul votului intern. Care vot se dă în anonimat. Ați putea să ne prezentați un pic platforma? Da. Dacă nu dați tastatura... Când am înființat România modernă și demnă, eram într-un punct în care nu credeam că mai există o soluție. Dar refuzam să... Dar refuzam să mă dau bătut. Și atunci a trebuit să gândesc o soluție, încerc scuze, caut niște parole, ceva. O să încerc să văd dacă pot fără, dar dacă e nevoie, o să caut parole. Și a trebuit să găsesc o soluție. Și ca să găsești o soluție la o problemă, trebuie să înțelegi problema foarte bine. Și mi-am dat seama că în România astăzi avem două blocaje mari pe care trebuie să le depășim. Unul este frica, teama de implicare. Oamenii sunt temători de consecințe. Unii își pot pierde serviciile, alții își pot pierde prietenii, alții pot pierde contractele pe care le au sau, într-o formă sau altul, fiecare pierde ceva dacă se exprimă public din punct de vedere politic. Și atunci am spus, cum ar fi dacă le-aș da oamenilor posibilitatea să se implice în anonimat. Și al doilea lucru, avem disponibilitate redusă să lucrăm în echipă. Nu avem o cultură bine definită, interiorizată de lucru în echipă. Acum învățăm asta. În ultima perioadă au venit oamenii și au început să ne arate tehnici cum să facem să ne fie bine un lucru în echipă. De asta nici nu vrem să facem structurile formale acum, pentru că vom crea niște echipe disfuncționale astăzi. Și noi vrem să avem o structură funcțională. Ceea ce urmează să vă prezint reprezintă o platformă pe care am pornit-o de la zero, care să răspundă, să elimine aceste două blocaje. Nu vă spărați. Ah, gata, mi-a dat. bacau.prmd.ro. Aici este organizația noastră. Ce este bacau.prmd.ro? Este sediul unei organizații județene, un sediu virtual. Locul în care se întâmplă, dar mi-ați dat de pe un meniu de mobil. Așa este? Văd de pe un mobil, nu de pe o versiune de laptop. Pe un motiv sau altul. Deci layout-ul este layout de mobil. O platformă de comunicare, unde putem să comunicăm cu toată lumea, în primul rând. Există o zonă publică unde putem să ne exprimăm. Ne exprimăm prin articole, ne exprimăm invitând oamenii la evenimentele noastre. Ne exprimăm cerându-le oamenilor să-și spună părerea în sondajele noastre. Deci sunt multe lucruri pe care le putem face ca interfață generală. Da, e bine. Așa, și dacă dați un... Dacă o primeze funcție, e bine. Așa, perfect. Ce avem aici? Ăsta este ceea ce apare în versiunea laptop-desktop. Da? Este organizația de la Bacau, care este în plină construcție. Avem un meniu. Aici avem evenimente pe care le publicăm. Evenimentul de astăzi, ora 10 martie, ora 16, unde membrii pot să-și dea check-in, pot să-și anunțe participarea pentru a vedea și câți au disponibilitatea de a veni la eveniment. Aici este gândul zilei, este o zonă în care vom transmite mesaje de interes la nivel național, de poziționare, cu privire la evenimentele politice ale zilei. Aici avem pulsul Bacăului, este o zonă în care membrii pot scrie articole, da? Și tot membrii pot comenta. Deci avem un articol pus de Luminița Ancuța, care a ieșit din anonimat, și nu văd comentarii, probabil că nu sunt. Aici avem un instrument de sondare. Instrumentul de sondare care ne invită să votăm. Spre exemplu, este aici un sondaj la europarlamentarele. Aleg ce rău cel mai mic sau nu particip la vot. Pot să ne exprim votul. Putem ști cum consideră cei de pe platformă să se manifeste cu privire la acest subiect. Sau putem să alegem un alt. Aceste sondaje le putem face așa cum dorim. Pot fi cu răspuns unic, pot fi cu selecție multiplă, pot fi răspuns ordonat, deci avem toate variantele de sondare. Aici sunt evenimentele. Putem avea evenimente noi. Ceea ce vedeți aici este ceea ce văd toți care vor să intre pentru prima oară în contact cu România modernă și demnă și ce vrem noi să comunicăm în ansamblu. Dacă vreau, în schimb, să intru în zona de membri, aici nu mai pot intra decât prin recomandare din partea unui alt membru. Spunea doamna, cum știm noi că această structură rămâne integră? Noi fiecare garantăm pe cel pe care îl aducem în structură. Eu sunt deja membru, vedem dacă mă pot și loga. Logarea este relativ simplă, număr de telefon, adresă de e-mail sau număr de cont. Și să vedem dacă parola de la Bacău este aceeași care am și în altă parte. Da. Acum am intrat în zona în care nu mai intră publicul larg, este zona dedicată membrilor. Spre deosebire de ce vedeau până acum vizitatorii platformei, membrii încep să vadă niște lucruri noi. Apar aici câteva elemente de noutate, printre care apare rețeaua mea. Eu pot să introduc la rândul meu oameni în această rețea. Pot să-l adaug de aici, iar dacă cineva astăzi vrea să vină alături de noi în România modernă și demnă, să ridice mâna și îl introduc eu. Nu? Toată lumea sunteți pe platformă? Ia zi. Nu? Vrei? Dă-mi un număr de telefon. Uitați, am aici un verișor pe care nu l-am mai văzut de vreo 15 ani, dar m-am întâlnit iar cu el într-un loc și l-am invitat alături de noi, pe care o să-l introduc, așa cum țin eu minte, îl introduc cu un alias. El o să-mi dea numărul de telefon. 0740 508 959 508 959 959. Și în momentul ăsta eu îi generez și îi trimit un cont. El va primi un SMS, cam acum, mă gândesc. N-a plecat. El va primi un SMS, iar în interiorul acelui SMS va avea datele de acces pe platformă. SMS-ul conține un cod, o identitate a lui, care este alfanumerică din 8 cifre și care rămâne a lui pe toată perioada în care este pe platformă, și o parolă de acces preliminar. În momentul în care face prima logare, își schimbă datele, nu le mai știe absolut nimeni. În afară de mine, pe el nu mai știe nimeni că e în platformă. Dumneavoastră, cei din sală, n-aveți de unde să știți pe cine bag eu. Cum la fel de bine eu nu știu pe cine băgați dumneavoastră. Membrii României Moderne și Demne pot să fie la un loc atunci când doresc să-și decline identitatea sau pot să fie la un loc la întrăire, rămânând anonimi. Pe noi ne interesează să fie într-atât de mulți încât să poată declanșa schimbare. Ieșirea din anonimat să o facă cei care pot să-și permită acest lucru. Nu este obligatoriu. Important este să fii alături. Important este să te implici. Important este să aduci și alți oameni. Sunt categorii sociale care nu pot să facă parte dintr-un partid politic. Ți-a venit SMS-ul? Da. Bravo. Când ajungi acasă, te vei loga pe platformă. Da. Eu pot să văd care este rețeaua pe care am construit-o sub mine. Și când mă uit, văd că eu am introdus doar 4 oameni în rețeaua de la Bacău. De ce este important să văd pe cine am introdus eu la Bacău? Asta nu vreau să filmați ce am pus. Da? De ce este important? Este important pentru că văzând oamenii pe care i-am introdus, văd și nivelul lor de activitate. Și pot să-i ajut să rămână implicați. Spre exemplu, codul care l-am trimis verișorului meu, acum când vă vorbesc, este neactivat. Dacă îl văd și mâine neactivat, pot să-i dau un telefon și să îl rog frumos să nu uite să se activeze. Da? Dar mai văd așa. Văd ceilalți membri pe care i-am introdus eu. Și văd acolo că am introdus-o pe doamna Luminița, pe care eu țin minte că, a fost la Tokyo și, ca să nu o confund cu alte luminițe din RMD, am pus Luminița Tokyo. Așa e aliasul care îmi place mie să-l folosesc. Și ce văd în dreptul doamnei Luminița? Văd așa, că doamna Luminița a introdus pe platforma României Moderne și Demne 47 de oameni, direct sau indirect. Deci, pornind de la dânsa, în jos, s-a construit o rețea de 47 de oameni. Dânsa putea să introducă numai 2 sau 5, nu știu cât a introdus. Dar cert este că, pornind de la dânsa în jos, piramidal, 47 de oameni există în acea structură. Doamna Luminița, ultima oară a fost pe platformă, acum o zi și 9 minute. Deci este activă. Nu are rost să o deranjez. Dar cred că pe Adrian ar trebui să-l deranjez cu un telefon. De fapt, l-am deranjat ieri cu un mesaj pe WhatsApp. Pentru că de 13 zile și 20 de ore pare să ne fie abandonat. Și sunt curios dacă s-a întâmplat ceva, dacă am greșit noi cu ceva. Sau și-a pierdut interesul. Adrian n-a băgat pe nimeni pe platformă. Prietenul meu, Ciprian, a introdus 5. Nu știu dacă 5 sau 1 care a introdus 2 și 2. Avantajul acestei platforme este că anonimatul este garantat. Eu nu știu cine sunt cei 47. De multe ori am fost întrebat în țară cine sunt membrii României Moderne și Demne. Mi-am spus, sincer, nu știu. Pe unii cunosc personal, dar foarte puțin. Marea majoritate nu-i cunosc. Dar știu că există ca număr, te văd, știu că există ca activitate, pentru că o văd, și știu că vor construi și vor declanșa schimbarea României. Asta înseamnă comportament diferit politic. Așa ceva nu are nimeni astăzi în România. Aici avem, de exemplu, o secțiune de documente. Vă spuneam că este sediul nostru virtual. Aici ne găsim noi, ca membri, documente care ne pot fi de folos. Unde avem statutul? Pe undeva e, uitați. Statutul RMD. Intru, îl descarc, mi-e la îndemână, îl citesc, mă lămuresc despre ce este vorba. Ați putea să ne spuneți puțin despre siglă? Tocmai apoi mare și frumoasă. Sigla. Sigla reprezintă esența crezurilor noastre. O Românie educată, cu un creion, o Românie creștină, prin simbolul crucii, și o determinare de a pune România pe un alt drum, printr-o sabie pe care putem să o ridicăm dacă situația o va impune. Sabia, așa cum este acum, nu este o sabie care îndeamnă la luptă, ci este o sabie pașnică. Dar ea există. Mi se spune că am terminat. Eu vreau să mai răspund la una, două întrebări, dacă aveți. Vă rog. Mai sunt niște întrebări. De asta am făcut semnul ăsta. Vă rog. Eu aș avea o întrebare de ordin tehnic. Bună ziua, numele meu este Răzvan. Sunt tânăr, student, masterand în științe politice și aș vrea să vă pun o întrebare tehnică. Mi este foarte greu să identific doctrina pe care o veți aborda dumneavoastră, întrucât găsesc și elemente de socialism, și elemente de iliberalism, și elemente de liberalism pur. Și atunci nu mi este foarte clar cum vă identificați doctrinar, pentru că în funcție de asta, cel puțin eu am învățat într-o facultate destul de cultural progresistă, marxist-progresistă. Și nouă ni s-a indus de foarte multe ori ideea că partidele din ziua de astăzi n-ar trebui să aibă o doctrină bine definită, ci trebuie să facă ceea ce este bine pentru oameni. Însă de-a lungul istoriei știm că o astfel de viziune n-a fost tocmai cea mai sănătoasă pentru oameni. De altfel știm limitele socialismului, știm și limitele liberalismului, dar pe mine dacă mă pune să aleg între socialism și liberalism, să aleg clar liberalism, pentru că știu despre ce vorbim. Așadar, mi-e greu să identific chestia asta și în discursul dumneavoastră și în ceea ce ați spus ca și manifest, dacă pot să-i spun așa, și în ceea ce ați vorbit despre structură și așa mai departe. Și vorbesc aici din experiență. Pentru că sunt unul din cei tineri care au intrat într-o structură a Camerei Deputaților prin forțe proprii, dând interviuri, muncind și așa mai departe. Și atunci am putut să observ de departe ceea ce se întâmplă acolo. Și mă duce cumva gândul la OSR, pentru că structura cu identificarea liderilor după ce am creat marea masă, cam așa s-au creat și acolo lucrurile, s-au concretizat. Adică au venit mai întâi membrii, au coalizat în jurul unei idei, da? După care din acei membri s-a ales un lider care să reprezinte grupul și așa mai departe. Nu ca aici, cu schimbare la 6 luni și așa mai departe. Însă, atunci când au ajuns la putere, au fost foarte multe certuri în interiorul grupului respectiv, datorită faptului că acei lideri din diverse zone ale țării, unii erau ortodoxi, unii erau lipsiți de orice formă de creștinism, unii erau lideri de multinaționale și așa mai departe. Ceea ce a produs un conflict câștigat de, probabil știm cu toții ce tabără, e destul de evident politica pe care ei o practică în zilele de astăzi. Și cum vă identificați dumneavoastră doctrinar și cum credeți că veți rezolva lucrurile astea, întrucât e important dacă acest partid va ajunge ușor, ușor să crească. Și mai știu un lucru, că puterea corupe. S-a întâmplat chestia asta și la ei, deși au pornit cu viziuni cumva fair play pentru toată lumea, nu s-au concretizat. Vă mulțumesc mult. Interesantă întrebare și mai mult decât pertinent. Am să încep prin a vă spune că la începutul anilor 2000 mergeam la Universitatea din Southampton pentru a face un master în politică și relații internaționale, fiind economist la bază, dar... Și eu la fel tot economist la bază. Spunându-mi se că dacă vreau să mă implic vreodată în societate, va trebui să înțeleg și această componentă. Acel master nu l-am terminat pentru că am fost relocat pe la jumătatea perioadei în Statele Unite și nu l-am reluat. Dar a fost o experiență interesantă unde m-am întâlnit pentru prima oară cu doctrinele. Iar atunci, când mi s-a explicat doctrina de stânga, eram convins că sunt de stânga. Săptămâna următoare mi s-a explicat de dreapta și eram convins că sunt de dreapta. Și pe măsură ce mi se predau, eram convins că eu sunt de acolo. Dintr-una sau dintr-alta, mă regăseam. Lucrurile au evoluat din punct de vedere politic. Și ați identificat foarte bine că în propunerea României moderne și demne avem un mix de stânga, de dreapta și un pic de liberalism și centru și național. Noi definim această doctrină, doctrina identității naționale sau doctrina nevoilor actuale ale României. România nu este în poziție astăzi să o ia pe drumul unei doctrine. Nu își permite acest lux. Situația economică și cu situația socială din România ne pun în poziția în care nu avem de ales decât să mixăm lucruri pentru a livra soluții funcționale astăzi românilor. Astăzi în România lucrează 3 milioane de oameni. 10 milioane din 13 care sunt pe teritoriul României nu produc nimic. Vreo 2 milioane lucrează la stat, 2 milioane și ceva, 2 milioane la stat, restul sunt în învățământ, la pensie sau la asistență socială. 5 milioane sunt plecați în afara granițelor României. Pe teritoriul României, 3 milioane sunt activi în a produce, 10 milioane nu. Astea sunt cifre pe care nimeni nu le poate contesta. Socialiștii spun că ei au soluția să ia din bunăstarea celor 3 milioane să distribuie celor 10. Liberalii spun că ei au soluția să îi pună pe cei 3 milioane să producă într-atât de mult, să devină atât de bogați încât prin contribuția lor cei 10 milioane care nu muncesc simt ei și ei bine. Nu cred că astăzi noi suntem în poziția în care să ne regimentăm în spatele unei doctrini clasice. Eu cred că noi trebuie să veghem la identitatea noastră națională, pentru că ea este în pericol cu certitudine și veghem la identitatea noastră națională să abordăm, să adoptăm acele soluții de stânga sau de dreapta care să răspundă în tocmai prezentului în care trăim. Nu putem să rămânem prizonierii unei doctrine. O întrebare? O să pun și o întrebare. Felicia Blăjuț, sunt din Bacău. O să rămân jos, că prea sunt înaltă dacă mă ridic. În condițiile în care accedem în forul legislativ, ca și formațiune, se accede acolo, dar numărul de locuri ocupate nu este suficient pentru a pune în practică toate lucrurile pe care sunt foarte bune și foarte frumoase și de care avem nevoie ca țară și ca oameni. Disponibilitatea către alianțe există sau va trebui să fim suficienți de mult în acel forul legislativ ca să facem singuri lucrurile astea? Pentru că, oricât am fi de optimiști, nu cred că la primele alegeri, formațiunea va ocupa suficient de multe podoli acolo, încât să-și poată pune un punct de vedere, încât măcar o parte din acele lucruri să înceapă să devină realitate. Pentru că noi asta vrem. Sunt foarte bune și foarte bune pentru noi, dar noi vrem să le vedem. Și pentru asta trebuie să avem putere legislativă, asta e clar. Mulțumesc. Avem astăzi o formațiune așa zisă politică, care nu e politică, e un ONG, se numește UDMR și conduce destinul acestei țări de 30 de ani. Fără acest UDMR, viața noastră nu are parte. Deși au doar 5%, da, au intrat acolo cum au intrat, cu 5%, vedem că și-au urmărit întocmai, din aproape în aproape, o agendă. Astăzi, în România, liderii noștri politici merg la congresul acestui ONG cu laudații și le povestesc udemeriștilor că România ar fi altfel, dacă ungurii n-ar mai fi aici, că ar fi lipsită de farmec și valoare. Că e în regulă ca pe teritoriul României steagul Ungariei și imnul Ungariei. Noi le spunem lucrul ăsta. Ne-au dus în poziția asta cu 5%. Nu despre alianțe este vorba, dacă accedem acolo, ci despre consecvența în a ne duce la îndeplinire obiectivele. În a condiționa votul nostru de un punct. La următoarea dată, când încerc sprijinul, eu am ajuns la punctul 3. Nici nu trebuie să mă întreb ce vreau. Când ești dispus să-mi dai punctul 3, vii și încerc votul. Dacă votul meu contează. Și contează. E foarte mult. Da. Noi, dacă nu vom fi suficient de mulți cât să facem singuri să se întâmple lucrurile, atunci va trebui să rămânem consecvenți și pentru participarea, orice participare a noastră să fie condiționată de un punct din agenda pe care ne-am asumat-o în fața oamenilor. Pentru că de asta ne-am format. Să ne ducem această agendă la îndeplinire. Dacă mai sunt întrebări, aici. Da. Ați precizat anterior că noi, cei tineri, am putea merge în străinătate pentru a ne educa sau a ne cultiva. Corect. Nu există posibilitatea să realizăm chestia asta în țară? Să ducem universitățile și locurile, liceele sau educația la un standard la fel de ridicat ca cel din străinătate. V-ați gândit oarecum în programele dumneavoastră la acest lucru pe viitor, așa? Imediat mă gândesc la imposibilitatea de a urma, de exemplu, o universitate aici. Că peste 2-3 ani eu voi fi nevoit poate să plec. Complicată treabă. Că n-aș vrea să te mint. Ați spune astăzi că România mai are încă un sistem de învățământ suficient de performant la nivel universitar, fără să reformăm din temelii, te-aș minți. Asta nu ne exonerează de responsabilitatea de a revizita tot ce înseamnă sistemul nostru de educație și felul în care îl așezăm din nou pe șir. Doar că tu, dacă pleci și îți faci studiile în Marea Britanie sau în Statele Unite sau în Germania, acolo unde le considera, eu vreau să mă asigur că tu te faci în țară. Vreau să mă asigur că eu voi beneficia de studiile făcute de tine acolo. Și în interiorul acestui program de 25 de puncte avem o prevedere care se referă nu doar la muncitorii care au plecat este harta mea, dar îmi caut cu ceva în urmă de ceva. Nu doar la muncitorii care au plecat să câștige un salar, ci se referă și la studenții care au plecat să-și facă o facultate și un master. Acelor studenți care vor reveni în România le vom garanta fiscalitate zero. pe perioada primii 3 ani de la revenirea în România. De ce le garantăm fiscalitate zero? Pentru a le da posibilitatea, pentru a le da un sprijin la început de drum să beneficieze de mai mulți bani. La început de drum în viață ai nevoie de bani. Am 2 copii, un băiat de 26 de ani și un băiat de 28 de ani. Când copilul meu avea 21 de ani, am refuzat să-l ajut necondiționat. Și i-am spus în felul următor. Până la 25 de ani, voi fi alături de tine. La fiecare leu pe care tu îl vei câștiga, eu îți voi mai da 1. Câștigă mult ca să-ți dau mult. Câștigi puțin, nu primești nimic. Până la 25 de ani. Și am lucrat foarte bine. Nu știu dacă în 3 ani România va avea un sistem de învățământ performant. Dar cred că sunt și astăzi pe teritoriul României excepții de la reguli. Dar în ansamblu lucrurile nu stau bine. Nu stau bine. Avem fabrici de diplome, din păcate, și un sistem care are nevoie de multă actualizare. Dar, făcând studii la afară, asta nu înseamnă că trebuie să jumătate. Păi, asta cum se pliază cu ideologia dumneavoastră, asta de identitate națională? Eu vă spun, ca un tânăr ce am fost plecat în afară, la un master. Și m-am întors înapoi și pot să vă spun și de ce m-am întors înapoi. Nu pentru că nu m-aș fi putut integra acolo, din punct de vedere profesional, ci pentru că nu m-am integrat acolo din punct de vedere cultural. Adică mi-a fost greu să renunț la obiceiurile și la lucrurile pe care le învățasem aici și mai ales mi-a fost greu să stau departe de valorile creștine pe care le-am învățat aici. Însă influența pentru un tânăr care nu este foarte bine ancorat în toate lucrurile astea, care, mă rog, e în căutarea sinelui, e destul de mare în afară și știu și am prieteni cu care eram apropiați și cu care discutam lucruri valorice comune, însă care după experiența țărilor din afară s-au repoziționat destul de radical față de ceea ce înseamnă identitatea națională. Pașoptiștii au fost marea lor majoritate și porniți la Paris. Da, dar atenție, nu se mai potrivesc drumuri. Absolut. Cred că valorile fundamentale, am aici în sală un prieten. Fata lui a rămas și a studiat în România. Și are această dezbatere, dacă se plece sau nu. Și probabil că va trebui să experimenteze, așa cum ați experimentat dumneavoastră cu master. Valorile fundamentale nu sunt viciate în 2 ani sau 3 ani de facultate. Sunt puțin influențate, sunt puțin luate din anumite vârfuri, dar corul este acolo. Da, dar atenție cu ce pleacă tânărul deci. Pentru că, în general, dacă vorbim de aceste valori fundamentale, e responsabilitatea familiei. Se cultivă așa, e din ce în ce mai puțin. Aici este responsabilitatea familiei. Sistemul de... Da, dar tânărul nostru are dreptate. Avem nevoie de o școală bună aici, pe universitate. Și eu sunt de acord. Care se cultive valori excepționale pentru tinerii noștri. De acord. Și exemple nu sunt mai departe de noi, de granița... Numai că eu i-am spus tânărul nostru că în România, în 2 sau 3 ani cât are până la facultate, noi nu vom fi gata pentru el. Eu nu i-am spus că nu ne dorim. Nu i-am spus că ăsta e drumul pe restul istoriei noastre. Noi am avut învățământ performant până la un moment dat în această țară. Ar fi între cele mai performante sisteme din Europa. Am avut și inginerie, am avut și medicină. Am avut învățământ care a livrat elite. Și încă mai livrăm. Nu atât de mult cât ar trebui, dar încă mai librăm și probabil asta ține și de genetică, ține și de familie. Părinții români încă insistă ca să ducă copiii în pregătiri, în performanță. Ce spune vorba aia? Dacă vreți o generație de oameni buni, dați-mi o generație de mame excepționale. Cam așa e aici. Vrem absolvenți buni, trebuie să facem profesori buni. E și problema asta de brain drain, adică plecarea creierelor. Și cam așa se întâmplă. În sensul în care știu și cunosc foarte mulți tineri de bună calitate, formați bine, cum am mai spus, și care au plecat efectiv după ce au terminat studiile liceale. E un exod masiv în sensul ăsta, de tineri care pleacă în afară și știu și dezbaterile din Parlament care au încercat cumva să ia anumite măsuri prin care aceștia să se întoarcă acasă. Procentul e foarte mic din cei care se întorc acasă. Vorbim pe chestii reale. Știți cine se întorc acasă la ora actuală în Europa? Polonezi. Da, da, așa este. Cu un procent extraordinar. De ce se întorc acasă polonezii? Ajungem la demnitate. Pentru că au pus în fruntea țării un partid care le aparține. Au reușit să facă pasul decisiv. De acord. Patrioți. Da? De asta se întorc. Pentru că reușind să pună acel partid să înlocuiască clasa politică care nu-i reprezenta cu un partid al identităților naționale, și-au câștigat încrederea. Am fost săptămâna trecută în weekend la Varșovia. Vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult abordarea pe care eu o iau cu polonezii din Ucraina. Așa cum noi avem basarabeni. Și românii din Ucraina. Da. Și românii în Ucraina. Polonezii au integrat 2,5 milioane de polonezi ucrainieni în economia lor. 2,5 milioane permanenți și încă 0,5 spre 1 milion pe munci sezoniere. Se poate. Dacă pe noi ne preocupă problema basarabeană, ține de noi să găsim soluții. Există. Noi nu putem să oprim țara în loc până găsim soluții. Dar tinerii ăștia să se ducă să învețe, pentru că dacă te pui în calea fericirii lor, nu înseamnă că ești corect. Ești extremist. Noi nu venim aici cu naționalismul în gură. Da? Noi nu venim cu acea radicală moartea ungurilor. Da? Și împușcarea corupților pe stadioane. Nu asta este naționalism. A vechea la identitatea națională înseamnă a fi echilibrat, a fi lucid, a fi clar, a fi ferm. Nu a fi extremist. Noi vrem să ne facem bine, nu rău, ca națiune. Și trebuie să lucrăm în parametri în care putem. Da, probabil o generație după el ar trebui să nu mai plece. Probabil 6-8 ani de zile, sistemul de învățământ ar putea fi pus pe alte șine. Dar nu credeți că haosul ăsta al sistemului e cauzat de alternanța asta a gândirii stânga-dreapta și mixul ăsta de politici care n-au fost duse la sfârșit? Adică am tot alternat timp de 30 de ani cu măsuri de stânga, cu măsuri de dreapta, cu încercări, mă rog, și de stânga și de dreapta, nimic concret și nimic asumat doctrinar corect. Eu cred că este lipsa faptului că funcționăm de 30 de ani fără un proiect de țară. Dacă am fi avut un proiect de țară, am fi avut un drum. Indiferent dacă venea stânga sau dreapta, urmărea drum. Ce ne garantează dumneavoastră, dar am deloc de mă gândesc, că veți rămâne consecvent la tot ceea ce ne-ați povestit în seara aceasta și în cazul în care nu veți rămâne consecvent, ce consecințe veți suporta dumneavoastră? Pentru că eu vă dau votul dumneavoastră, eu plătesc cu ani de așteptare, cu ani de răbdare și probabil cu viitorul copilului meu, da? Dumneavoastră, cu ce veți răspunde dacă nu veți rămâne consecvent la toată această doctrină, în ghilimele, sau platformă de partid? Eu rămân consecvent acestui naționalism și cred că majoritatea românilor de bună credință rămân consecvenți la acest naționalism. Problema a fost că dumneavoastră, politicienii, nu rămâneți consecvenți la ceea ce ne povestiți în acest moment. Anii au dovedit că tot ceea ce s-a povestit a fost... Da? Nu am citit cartea dumneavoastră. Nu ca să știu cum pe unde voi am citit cartea dumneavoastră, să o citesc, cum a fost în posesia ei. Să vă mâneți, mai cântați, să spun și două. Da. Nu sunt politician. N-am făcut politică. M-am implicat. Nu m-ați pus într-o categorie în care nu e aparte. Un partid. Cum să vă numesc atunci? Formăm un partid și dumneavoastră, dacă veți veni alături de noi, veți fi la fel de politician ca și mine. Politicienii care vor fi aleși, dumneavoastră o să-i mentorați. Nu particip și nu am o miză personală. 3. Deci nu răspundeți. Deci nu răspund pentru liderii pe care dumneavoastră îi veți alege. Și cine răspunde? Eu voi putea, în cel mai rău caz, să dau o mână de ajutor, da? Să opresc anumite lucruri nedrepte care ar putea să emane din interiorul organizațiilor în mod democratic, dar știm că sunt profund nedrepte. Și cine răspunde de consecințe? Așa. Domnul Rusei, în deschidere, a dat un statement acolo în care spunea că nu am făcut parte din și care se încheia că atunci când nu voi mai fi în interiorul României moderne și demne, pentru că nu voi fi aici pe veci. Nu este intenția mea. Eu voi rămâne în interiorul acestei construcții atâta timp cât pot să ajut, să facilitez, să susțin această construcție. Atunci când evenimentele o vor lua pe un drum care nu va coincide cu ceea ce cred eu, mă voi retrage. Nu am miză. Dumneavoastră le veți găsi soluțiile. Cei mulți, cei care construiți. România modernă și demnă nu este o construcție de lider. Nu este o construcție de tătuc. Da? Nu este o construcție de laborator. Nu este o construcție al unora sau altora. Este construcția unui crez care aparține lui. Nu este construcția bate păstorul ca să disipi turma. România modernă și demnă înseamnă Bacău, Constanța, București, Bihor, Călărași. Organizații independente, de sine stătătoare, bine ancorate în comunitățile locale, cu liderii și exponenții lor, care fac lucrurile să se întâmple. Nu eu garantez. Cum vor răspunde acei lideri care vor așa cum veți considera dumneavoastră de cuviință, excluzându-i, eliminându-i, scoțându-i în viața publică, le faceți ce considerați dumneavoastră, dumneavoastră decideți. Nu pot eu să decid. Statutar, da, există acolo niște pași politici, dar eu cred că restul va aparține dumneavoastră. De asta există meritocrație, de asta există democrație internă, de asta nu se lucrează la impuse, pentru a vă gestiona singuri lucrurile. Dacă îmi dați voie, aș spune un cuvânt cheie aici este demnitate. Nu avem nevoie de un singur om demn în această organizație. Eu pe dumnealui îl știu și îl știu în sensul că din atâtea întâlniri, din cât am putut să-l cunosc, este un om demn, iar fiecare din noi, cu demnitatea proprie, vom reuși să ținem această organizare în picioare și să-i dăm ani mulți, sănătoși și puternici. Așa simt. Oamenii au nevoie de lideri, pentru că au nevoie de lideri, dar fiecare din noi, cu demnitatea noastră, putem să garantăm pentru anii pe care avem în față împreună fiecare prin demnitatea lui. Așa putem să ne controlăm unul pe altul și așa să ne evaluăm unii pe alții, să nu ne e frică, să nu ne fie teamă unii de alții. Au garantat și alții. Mă scuz că am vorbesc mai tare ca să mă mai încolo. Au garantat și alții cu demnitatea lor și nu s-a întâmplat ceea ce ne-au povestit. Nu era demnitate. Deci dacă eu simt atât de puternic cuvântul ăsta că e demnitate, dați-mi voie să vă spun, chiar așa simt. Exact așa trebuie să ne regăsim unii pe alții prin demnitate. Doamnă, să știți că dumneavoastră duceți undeva discuția. Știți unde o duceți? Vă duceți într-o zonă care este într-adevăr într-o arece dezbatere internă la ora actuală. Acea zonă de jurământ. Da? Trebuie sau nu viitorii membri ai României moderne și demne să depună un jurământ. Da? În ce fel trebuie depus jurământul ăsta și în fața cui? E întrebarea. Poate mai mult decât un jurământ ar trebui să fie. Mai mult decât un jurământ nu știu. Dar eu pornesc de la premisa cui e frică de Dumnezeu, e frică să jure. Strâng. Jurământ în fața conștiinței personale. Nu știu, să vedem. Dar este o discuție. Să știți că un draft de jurământ este deja creionat. Dar nu am convingerea că este o soluție. Putem să lansăm un sondaj. Da? Și să votăm cu toții dacă e o idee bună sau nu, ca cei care acced în această organizație să depună un jurământ de credință. Și parlamentarii jurământ. Te Biblie în fața aici, toți jurăm. Aici, în această carte, spunem așa, nimeni care depune jurământ de credință, indiferent ce este el, că e consilier local, consilier județean, primar, parlamentar, soldat sau ce este el, dacă încalcă legea, nu mai există pentru el pedeapsă decât cu executare. De minim 4 ani. Pentru că m-am săturat de politicieni corupți care au depus jurământul în Parlament cu mâna pe Biblie și se duc în fața unui judecător și primesc 3 luni cu suspendare. Absolut. Între mine și el nu este nicio diferență. Dacă eu nu am jurat și tu ai jurat, în momentul în care noi comitem aceeași infracțiune, pentru tine jurământul trebuie să însemne pedeapsă cu executare. Cu asta am terminat. Deci, jurământul de 30 de ani în România nu mai înseamnă nimic. Este aici. 4 ani plus la pedeapsă, pentru că acum își iau până în 4 ani poate fi dată cu suspendare. Nu știu, doamnă. Bunuri materiale. Nu cred că asta... Orice. 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 Pentru că sunt ani care... în care am pățit, așa frumos. Eu nu vă mint. Deci eu în seara asta oricum în mașină și plec. Dumneavoastră vă veți... Dumneavoastră vă veți alege idei. Tot crezut, tot crezut. Nu, dumneavoastră dintre dumneavoastră vă veți alege idei. Dumneavoastră vă alegeți. V-am spus, aici nu e la impus. Aici nu va veni nimeni să vă spună domnul Rusei, știu eu pe mine. Băia, bun, știți acolo, în regulament, dacă se abate de la, sau eu știu... Dar fi o chestie bună asta, pentru că prima dată știi că se asum 4 ani de închisoare, dacă ai încălcat să... Și apoi îți mai asum și alte, și... Nu, că executare, nu cât de urcă. Da, da, nu se-i dea partidul în Parlament, se-i dea 4 ani cu judecător. Păi nu, că îi dă judecătorul, vă arăt și punctul imediat. Hai să nu ne jucăm cu termenii. 14. În instanță, o sancțiune penală presupune săvârșirea unei infracțiuni. Ca să fie infracțiune, trebuie să fie prevăzută în codul penal. Da. Ca să fie prevăzută în codul penal, înseamnă modificare în Parlament a părții speciale din codul penal. Asta înseamnă că toate partidele trebuie să fie de acord cu această modificare, da? Și mai ales, una este să ne propunem și alta este chiar să ajungă să fie realitate. Păi deci o distanță foarte mare de a se propune și de a ajunge la realitate. În poziția în care urmărim foaia de parcurs și când vom ajunge la punctul 14, vă spune, asta e următoarea la rând, da, celor care ne cer sprijinul. Iar eu vă zic ca un lucrător în domeniul... Ungurii au făcut tot drumul, doamnă. Astăzi... E captivantă ideea, am văzut-o, m-am obținut să comentez la momentul respectiv, dar cu lumea justiției, da, sincer acum, trebuie găsit o modalitate prin statut mai sever, pentru că asta în codul penal nu poate să ajungă, pentru că nu este infracțiune să depui un jurământ să nu respecti. Poate într-o altă lege specială... de 4 ani suplimentar la pedeapsă pentru cei ce au încălcat jurământul actual. E ca o circumstanță agravantă, așa ar suna, ceva de genul ăsta. Ești din zona cu suspendare. Când la 4 ani e cu executare directă. Pardon, cu 3 ani și ceva deja nu mai poți cu suspendare. Dar mai sunt normele europene și Constituția, că trebuie și ele modificate. Da, exact. Responsabilizarea este ok. Maniera în care vrem să facem responsabilizarea trebuie căutată ca să fie pe legislația actuală permisivă. Asta este. Acesta este aspectul. Dar trebuie legislativul, da? Se pună mâna și să facă treabă. Da? Să conducem România din Parlament și nu de la Piața Victoriei, de la Guvern. Că e nevoie de modificarea unui articol din Constituție. Doamne, toate Constituția trebuie modificată. Unele, da, trebuie modificate clar, că sunt vrește. Oricum, noi vorbim foarte sus. Știți că mai e legislația europeană? Aici dați-mi voie să... Complicat. Dați-mi voie să nu mă... să-mi dau foarte tare cu părerea de legislație. Nu, doamnă. Vedeți, polonezii, știți ce au spus polonezii? Ce vreți să faceți, activați clauza 7, foarte bine activați. Pentru mine, poporul meu, e mai important decât clauza voastră 7, prin care îmi ridicați voi mie drept de vot. Da? Eu îmi fac ordine la mine acasă. Polonezii se întorc acasă. Dacă e ceva de învățat de acolo, e faptul că ei se întorc acasă. Nu pentru că au făcut rău politicienilor, ci pentru că au făcut bine pentru polonezi. Noi trebuie să avem lideri care iubesc România. Ai noștri nu dau semn. Asta e clar. Nici noi, nici vechi. Eu vă mulțumesc din suflet. E o încântare să fiu dimineața aici la Bacău. O să mă duc înapoi la ale mele. Că sunt doamnă un om normal. Mâine dimineața mă duc la serviciu. Am probleme, nu-ți pot zice. Deci dacă nu mai sunt întrebări, eu de la 4:30, la 5:00 tot aștept să terminat, dar s-a cam lungit. E clar că această dezbatere a unei cărți foarte originale și deosebite, a suscitat un interes chiar mai mult decât era de așteptat și intervențiile foarte pasionale ale celor din sală au demonstrat că este un orizont de așteptare foarte important a unor oameni foarte conștienți, pentru că cel puțin cei care au venit în sală astăzi au demonstrat cu vârf și îndesat și prin intervenții lor, sunt niște oameni care știu ce vor, care văd ce se întâmplă în România în ziua de astăzi, care sunt total nemulțumiți de ce se întâmplă și care vor neapărat să se implice în această schimbare. Iar ultimul ping-pong între domnul Băisan și doamna Doroftei a demonstrat chiar o idee interesantă, că trebuie să ne convingem că a început să pălească vremea în care așteptam ca liderul să răspundă. De fapt, trebuie să răspundem noi, fiecare dintre cei care votează și participă, indiferent la ce nivel, la o alegere. De consilier local, de primar, de județean, de parlamentar și mai departe. Adică trebuie să fim noi conștienți că răspundem de ce se întâmplă. Dacă nu suntem conștienți și dacă suntem conștienți că trebuie să răspundem și noi, personal, nu politicienii, nu, noi personal, atunci devenim mult mai activi și mult mai participativi, astfel încât nu doar o dată la 4 ani de zile să ridicăm mâna și să votăm ceva. Nu, aproape în fiecare zi. Dacă vedem că proiectele pentru care noi am trimis în Parlament, în Consiliul Local, niște politicieni nu se îndeplinesc, să fim imediat să ieșim în stradă sau să avem anumite forme de protest, care să-l tragă de mână pe liderul respectiv. Deci, E clar că trebuie să înțelegem că acea democrație participativă despre care se vorbea mai mult în cărți și în teorie, trebuie să devină efectivă și la nivelul comunității noastre, ca să se poată întâmpla acea schimbare pe care o dorim cu toții. Eu acum nu doresc decât să-i mulțumesc domnului Băisan pentru faptul că a venit la noi. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați participat și că ați făcut ca să fie vie această seară. Și îmi aduc aminte, doar câteva secunde vă mai țin, de faptul că acum câteva săptămâni de zile am mai avut o lansare de carte, cei 13 care mi-au salvat, a altui băcăuan, Claudiu Târziu, și care puncta acolo 13 modele deosebite de oameni, de mărturisitori, cei care au luptat în temnițe comuniste, de modele. Acele modele se pare că trebuie să fie în fața noastră tot timpul pentru a genera această schimbare pe care ne-o dorim cu toții. Deci este clar că modelele care le avem acum la gunoi nu mai valorează nimica, pentru că ceea ce au produs ele în țară nu este ceea ce ne dorim noi. Și atunci trebuie să recuperăm acele modele care au stat la baza construirii României pe parcursul veacurilor și care au demonstrat că au putut să genereze o tradiție și niște valori creștine, autentice, care în foarte multe momente ne-au făcut să fim mândri de noi. Eu vă mulțumesc frumos pentru participare și dați-mi voie să vă aplaud. Iar cei care nu au avut cărți până acum să treacă pe aici și să ia câte o carte. Iar cei care doriți să mai dați colegilor, prietenilor, luați cu toată încrederea, avem suficient de multe.